salut prieteni, bine v-am regăsit, mulțumiri noilor membri ai canalului, abonaților, celor care scrieți și celor care vă uitați, în ce ordine vreți voi. E pe fotbal azi, amintiri, experiențe, povestioare, așa că intrăm rapid, hai rapidul, da, în subiect și mai povestesc ceva. De când visam să ajung fotbalist, eram un tânăr practicant de fotbal la Steaua București, ca așa se numea pe vremea, antrenor Ludovic Sătmăreanu, cum bine știți, zis și Facheti de România, Nea Laioș pentru cunoscători. V-am mai povestit din perioada junioratului. Astăzi o să vă povestesc de la un meci cu Progresul București, se numea atunci, se juca undeva tot până în Cotroceni, Dr. Stajković pe acolo, dar pe un teren de zgură, undeva în spate, până să se construiască nou stadion și așa mai departe. Și cei care sunteți mai cu vechime așa și ați urmărit povestioarele, știți că pe parcursul junioratului am pierdut foarte puține meciuri, adică foarte puține, 3 sau 4 meciuri, 2, 3, 4 meciuri, de când am început la cadeți până la junior 1, în toți anii de juniorat. Și cum eram noi obișnuit să câștigăm, așa era obișnuit și Nea Laioș, să tot timpul să fim echipa care câștigă. Mergem, jucăm la Progresul, pe zgură să juca, pentru că așa erau vremurile, nu era ca acum cu terenul de-astea cu gazon sintetic, pe iarbă, când prindeai un meci pe iarbă era un fel de Crăciun, de Paște, de Anul Nou și așa mai departe, pentru că mi-aduc aminte, în complexul sportiv Steaua era terenul 6, un gazon impecabil unde s-a antrenat numai echipa mare, în rest nu intra nimeni. Terenul 5, unde câteodată așa, și echipe, noi fiind cam cea mai bună echipă în perioada aia de la centrul de copii și juniori, mai intram să ne antrenăm. Mai era terenul de mini-fotbal chiar de la intrare, dar era mai mult pământ decât iarbă. Terenul de zgură, peluzele, așa le spuneam noi, două petice de iarbă, da, acolo chiar era iarbă sălbatică, nu gazonul, nimic, dar era bătaie și pe alea, și ciment, platou de ciment, unde înainte să demoleze stadionul vechi, era monumentul ridicat în onoarea celor doi ruibiști uciși la Revoluția Română din 1989. Acum odată cu noul stadion, nu știu dacă s-a realocat sau s-a mutat sau s-a pus în altă parte și monumentul, spre rușinea mea, chiar habar nu am. Deci cam astea erau locurile de antrenament. Mergem la Progresul, că nu era FCN, era Progresul București, și juca într-un bleu așa, într-un bleu cu șorturi negre sau cu șorturi albe câteodată. Și la pauză 0-0, un joc prost, supăra Nea Laioș și ne zice, de regulă stăteam pe teren, orică jucam acasă pe terenul 5, ori pe terenul de zgură, orică jucam în deplasare, la pauză rămâneam pe teren, pentru că erau 2-3 părinți de ăștia care sunt pe la toate echipele, unul aducea apă minerală, altul lămâie cu zahăr, o farfurioare de alea de unică folosință și așa mai departe. Și în schimb mai jucau și copiii câte 2-3 minute în plus. Și când jucam acasă nu mergeam la vestiar, pentru că era vestiarul destul de departe, era în capătul celălalt al complexului. Și atunci pierdeam timp și ne duceam undeva la umbră, la porțile dinspre câmp, indiferent că jucam pe terenul 5 sau pe zgură, și stăteam acolo de vorbă. Acum ne zice domn profesor, veniți după mine.
ne duce în spate undeva acolo, mai era un teren, nu mai mi-aduc aminte dacă ăla era de iarbă sau nu, dar ne pune, hai luați loc aici, vine ăla, părinte, să aducă apa minerală și zice lui ăla, lasă apa, du-o, nu mai veniți nici cu lămâia, nici cu zahărul, du-o în partea cealaltă. Dar am sunat telefonul și era chiar ceva important și n-am putut să nu răspund, așa că reluăm, voi nu o să sesizați pauza, dar vă zic eu. Și zice lui ăla, lasă, du apa acolo că venim înapoi. Acum, nervos așa, băi, dă-i drumul de aici, du apa acolo, hai, lasă că... Nici n-am mai întrebat ăla și lămâia și a făcut cale-ntoarsă, hâț, și se apropie de în dreapta mea. Eu eram pe undeva pe la mijloc, așa, al patrulea, al cincilea, al șaselea, undeva pe la mijloc, și se duce în cap în dreapta mea, așa. A fost prima și singura dată când l-am văzut atât de nervos. Mai erau dăți când se enerva Nea Laioș, dar cum l-am văzut atunci, niciodată. Și Nea Laioș, cei care sunteți mai cu experiență așa, îl știți, un om la 1,80 m ceva, 1,90 m, un munte de om, mai zicea câteodată, dacă îți dau o palmă, zici că te-a lovit calul cu copita. Bine, mâna lui Nea Laioș era undeva cam cât un bătător de la de covoare. Știi că iar ăștia cu experiență sau chiar ăștia de vârsta mea, că nici eu nu mai sunt vreun tinerel, a prins perioada când ne trimiteau mamele în spatele blocului cu covorul în cârcă la bătătorul de covoare de Paște, de Crăciun, de când se făcea curățenie, să bate în covorul și cu aia, cu paleta aia, cu bătătorul ăla, cum n-ai mai zicea. E, Nea Laioș cam așa avea palma, când îți dădea o palmă ziceai că te-a lovit măta cu bătătorul de covoare sau calul cu copita, cum zicea Nea Laioș. Bă, și a luat-o de acolo din dreapta mea, forehanded and backhand, pam, 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 pam. Bă, ne-a căpiat, ne-a năucit. Ăla primul care a prins, bă, săracul ăla cel mai nasol, că nu s-a aștepta. Pe urmă, al doilea să mai ferea, al treilea să mai lăsa în jos, al patrulea mai... Da, tot ne-a... Și atâta ne-a zis, să vă fie rușine, mai striga câteodată în timpul meciurilor, mai striga, lălăială! Bă, când auzeam lălăială, mamă, mușcam din ăia, îi rupeam. Și ați văzut că v-am prezentat și agenda cu scorurile, la ce scoruri băteam, inclusiv în fazele finale ale competiției. Deci care n-ați văzut, puteți să căutați așa, campioni, agenda, vlogurile. Și atâta ne-a zis, dacă nu câștigați și nu vă treziți în repriza a doua, să nu mai veniți la vestiar, plecați direct acasă. S-a întors cu spatele și a zis, duceți-vă pe teren până vin arbitrii să beți apă, să mâncați lămâie și să vă fie rușine. Mai de capul meu! Păi, i-am rupt pe progresiști, a doua repriză i-am terminat, mai mult de frică că să termină meciul egal sau luăm bătaie și nu mai putem să ne ducem la vestiar sau ne așteaptă în fața vestiarului iar Nea Laioș. 3-0 i-am bătut pe ea în a doua repriză și am mai avut câteva ocazii. S-a terminat meciul, mi-aduc aminte la meciul ăla pe scură, știți, v-am mai povestit că 75% din golurile dădeam din pasele lui Marius Mitu, care a jucat la Anderlecht prin Belgia, în Belgia la Anderlecht, care a jucat în Ucraina și așa mai departe, pe la Craiova, pe la Rocar, foarte bun fotbalist. Bă, mi-aduc aminte că la meciul ăla a sărit la cap și s-a pus unul, nu știu cum, capră, s-a pus într-o parte și a căzut cu gura direct de scura aia. Când s-a întors într-o parte, așa, eram cei mai buni prieteni și ne înțelegeam cel mai bine din toată echipa aia, chiar
să mai duceau jucători la Nealaioș și spunea: domn profesor, ăștia joacă numai ei doi. Și le zicea Nealaioș: bă, găsește și tu unul să joci la fel, la fel de bine cum joacă ăștia doi, să dai goluri cum dă Țăranu și pase cum dă Marius Mitu. Și le închidea gura la toți. Și bă, când m-am dus lângă el, el jucând număr 10, eu vârta atac, vă dați seama că eram aproape unul de altul, numai ca relație de prietenie și ca zone în teren. Bă, când m-am dus lângă el, s-a întors așa și a: bă, Marius Mitu, bă, ce ai, mă, ce... Și când s-a întors într-o parte așa și i-am văzut că avea gura plină de zgură de aia umedă, că vă dați seama cum am mușcat, și a pus mâna, zicea: o, rău, mi-a rupt dinții, bă, mi-a rupt dinții. Și am făcut semn repede să intre doctorul cu apa, să vadă ce are. Din fericire n-a avut nimic, nu și-a spart niciun dinte, nimic, și-a spart doar puzele și de sus și de jos de la impactul ăla cu scura. Și bă, meciul ăla de frică și până să dăm primul gol, am dat două goluri în meciul ăla. Bă, am ratat vreo 3-4 ocazii, cred că nu le ratam nici dacă eram șchiop. Dar de dorința să câștigăm, frica că, bă, ne ducem la vestiar sau nu mai apucăm să ne ducem la vestiar, ne ia Nealaioș după teren direct. Bă, îmi tremurau chiloții pe mine, suspensorul pe mine. Că de-aia câteodată eu mai înțeleg pe... Și acolo încă eram tineri, copii, 15-16 ani. Eu mai înțeleg pe ăștia de la... și pe jucătorii care vin din provincie, la echipe care nu au niciun obiectiv, și vin la Dinamo, acum n-ai, ai obiectiv să existi, să rămâi în divizie. Și să duc, veneau, cum era mai... când era campionatul mai atractiv, la Rapid, chiar la Dinamo, la Steaua, dar și din jucători foarte, foarte buni în provincie, erau niște trompete la o echipă din București și nu jucau deloc. Niciodată, după 6 luni, un an cel mult, plecau înapoi la echipele de la care veniseră sau la alte echipe. Cum se întâmplă în ultimul timp și pe la CFR Cluj. Ei, eu îi mai înțeleg și pe ăștia care ajung la FCSB cu Becali patron, cu domnul Cici. Și, mamă, când ajung sunt cei mai bucuroși, cei mai fericiți, facem, dregem, am venit, sunt hotărât. Bă, și iese patronul după un meci, mai zice ceva înainte de un meci și sunt praf. Praf, dă nu să descurcă nici să dea două pase. De-aia spun că acolo nu era vorba de bani, nu era vorba să pierzi echipa, era vorba că ne dăduse Nealaioș cât o casma peste cap și tremuram toți de frică. Aolo, dacă ne mai dă și după meci. Și v-am zis, am ratat niște ocazii la 0-0 de și șchiop, dacă eram sau orb, nu le ratam. De ce? De teama aia, de frică, de-aia spun și mă repet că doar cei care n-au făcut sport nu pot înțelege anumite lucruri. Pentru că, bă, nu te-ai confruntat cu situațiile respective. Mai ales la profesioniști, că bă, pierzi echipa, pierzi bani, pierzi echipa, pierzi poate echipa națională, te gândești că mai ai 3 ani contract și te dă afară sau nu-ți mai dă banii și te ține pe acolo ca pe ultimul fraier și așa mai departe. Deci presiunea e de 10-15 ori mai mare decât la niște junior care, aia și ce, aia mă, ne mai dă o palmă. Și tot referitor la Nealaioș, bine, ne-a luat după aia, ne-am dus în vestiar, ne-a lăsat să intrăm pe toți. Am intrat în vestiar, era undeva, când s-a terminat meciul, n-a zis nimic,
doar era unul mai lângă, în fața băncii de rezervă, și a zis, duceți-vă la vestiar. Ne-am dus la vestiar, în momentul când a intrat ultimul jucător, la 10 secunde a intrat și Nea Laioș, se făcea liniște. Dacă mai era unul cu spatele sau ceva, imediat își dădea seama că în momentul când se deschidea ușa și doar vedeam că urmează să o parte a corpului sau adida și sau ceva, amuțeam toți. Și mai zicea Nea Laioș câteodată liniște, dar deja s-auzea musca. De câte ori aveam ședință sau intra Nea Laioș și auzeai musca, pe bune, auzeai musca în vestiar. Și dacă ți era foame când mai chiorțea la câte unul mațele, s-auzea cum îi chiorțeie mațele. Și a închis ușa la vestiar, cât ușa era Nea Laioș, și a zis, felicitări pentru repriza a doua, să vă fie rușine ce ați făcut și cum a jucat în prima repriză, și îmi pare rău că a trebuit să vă trezesc așa. Sper să nu se mai întâmple. Ne-a zis luni la antrenament, program obișnuit, la revedere, o zi bună. Și a plecat. Și s-a mai întâmplat odată, am fost copii de mingi, o să zic că unul trebuia să zici mingii, la un meci în Chencea, pentru că ne ducea prin rotație așa, ne ducea să fim acolo aproape de, în spatele panourilor publicitare, să aruncăm și noi cât o privire așa mai de aproape, și ne și spunea, bă, încerca să stați în spatele porții sau pe lateral, cam pe pozițiile care jucați, ca să vedeți ce face atacantul, ce face fundașul central, ce face portarul, ce face... Și așa ne cam distribuiam pe tot terenul. Și ne duceam cu 3 ore înainte, 3 ore înainte de meci. Stăteam pe acolo prin vestiar, ne duceam cu o oră deja înainte, coboram pe teren, n-aveam voie să intrăm pe gazon, n-aveam voie să călcăm, mergeam prin spate printre gard și panourile publicitare. Și în momentul când ieșeau ăia la încălzire, atunci mai aveam voie să intrăm să mai dăm cât o minge din teren. În rest, nimic. Și la pauză, da, într-adevăr, la pauză ne lăsa să ne jucăm și noi cu pe gazon, pe stadionul mare. Bă, și începe meciul, să termină, ne-am jucat în pauză, deci alea erau cele mai scurte 15 minute din viață. Pentru că treceau imediat. Bă, dădeai de câteva ori minge, mai dădeai o pasă sau făceai un măgărușu ceva, hop, și te uitai pe teren și veneau arbitri. Deci atât de repede trecea timpul, de incredibil. Plăcerea aia care și cu lume, venea lume la meciuri pe vremea aia. Era frumos, atmosferă frumoasă. Să juca cu minge Adidas, Tango, care noi la juniorile ne mai dădea așa când ajungeam în fazele finale. La junior ne mai trimitea de la echipa mare, alea care erau mai stricate, mai nasoale, ne mai dădeau 4, 5, 6 bucăți și ne antrenam cu ele, pe urmă le ducea înapoi la magazie, iar ne antrenam, iar le... Și vă dați seama, mingea aia când o loveai, mamă, să și ducea altfel față de bolovanele, cartoanele alea care le aveam noi la juniori. Bă, și ce facem noi, copii tâmpiți? Găsim după panourile alea acolo, la pauză, unul dintre noi găsește o minge de la oaspeți. Bă, și a ținut-o acolo. S-a terminat meciul, a luat mingea, a băgat-o pe sub tricou, noi toți la grămadă, bă, am luat mingea, Noi acum ne gândeam, zic, mamă, zic, să vezi ce o să se bucure și Nea Laioș, că face miuța de la sfârșit sau la meciuri, băgă mingea asta bună. Ne ducem la vestiar, intrăm în vestiar toți, vine și Nea Laioș, trebuia să lăsăm echipamentul, că ne dădea echipamentul de joc și bluză de training, dacă era frig. Intrăm, vine Nea Laioș, să puneți aici frumos echipamentul, nu știu ce, și zice, domn profesor, unul dintre noi, domn profesor, ia uitați ce minge am adus. Și pe mingea aia scria prescurtarea de la echipa
oaspete, FCB, FC Brașov sau FCM sau FC Voluntar, sau era scris cu o cariocă de aia, cu marker de la permanent. Ce zice Nealaia? Și a, păi zice, bă, cum? Păi zice, zicem noi, domnul profesor a rămas acolo și n-a venit nimeni după ea și am găsit-o noi și am luat-o. Bravo, bă, băieți, bravo. Ce, ia, toată lumea afară din vestiar. Nu, nici nu le-a trecut prin cap. A ieșit ultimul, zice, stați pe hol aici. Zice, numai puțin. Închide ușa, trec 30 de secunde, noi, bă, de ce ne-a dat un profesor afară din vestiar? De ce naiba s-o fi întâmplat? Deschide ușa, zice, hai, primul. Intră primul, ba, cu un șut în cur. Al doilea, ba, acum, primul, tot de-aia nu e bine niciodată, la chestii de genul ăsta sau în colectivitate, nu e bine niciodată să intri primul. Trebuie să stai mai spre final, că știi la ce te aștepți. Că poate primul, după un meci, a jucat bine, nu zice nimic. Al doilea a jucat binișor, nu zice nimic. Al treilea, na. Al cincilea, nasolul. Hop, una după ce a fost un șut în cur. Așa, dacă stai ultimul sau penultimul, știi la ce să te aștepți. E, bă, și ne-a luat. Ne-a luat și la picior, cred că avea un 4-6, așa. Un 45 lăbărțat. Vă dați seama că te prindea pe ambii obrăjori plus noada un pic. Mamă, a intrat și ultimul, i-a dat și lui la voleu. A închis ușa, nu vă e rușine. Bă, nu vă e rușine, cum să faceți așa ceva? Așa? Bă, rușine să vă fie, să, cum să furați o minge și în loc să vă duceți acolo să... Eu vă crez, vă învăț, vă spun. Ne-a ținut o morală de vreo un minut, de eram toți cu capetele în pământ, ne venea să plângem, chiar dacă eram găligani aproape mari. A plecat, a luat mingea, a plecat din vestiar și s-a dus la echipa mare, la vestiare acolo și a dat-o la... uite, au găsit băieții mei mingea, uite, s-a dus și a lăsat-o acolo, a venit înapoi, bă, să vă fie rușine, să aia, v-au mulțumit oamenii aia că ați găsit mingea și le-ați dat-o înapoi. Vă dați seama ce ne-a spus pe urmă, după episodul ăsta, cred că 2 luni de zile, ne-a adus aminte în fiecare săptămână cât de hoți am fost. Dar lecții de viață care tuturor ne-au prins bine și ne-au ajutat să creștem frumos. Așa că rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva. V-am pupat, toate cele bune!